Bă, nu știu cum e acum, dar când eram eu copil, bătaia încă era ruptă din rai. Și nu mă refer la bătaia de acasă, mă refer la bătaia de la școală. Ba, dacă stau să mă gândesc, cred că am primit mai multă bătaie la școală decât acasă. Adică acasă, bătaia venea doar atunci când făceam o prostie de-aia mare, cum a fost atunci când i-am distrus-o mama grădina cu roșii, oricând i-am îndoielut tata damigeana cu vin. La școală însă, nici nu știai când vine arătătorul. N-ai făcut tema la mate? Zbang! Arătător peste degete! N-ai învățat nu știu ce poezie? Zbang! Arătător peste degete! L-ai înjurat pe colegul de bancă? Zbang! Arătător peste degete! Ce ai, frate, că mușca arătătorul ăla? Ceva de speriat ești de ebol! Aveam zile când ajungeam acasă cu palmele umflate, de ziceai că mă înțepaseră două viespi și trei albine. Și arătătorul era bine, că dacă primeai doar un arătător peste degete, scăpai ușor. Dar să nu vă mai zic de câte ori am ajuns acasă cu urechile mai lungi cu 3 cm, ori cu perciunii jumuliți de mai bine mă tundeam la chelie să n-aibă profa de ce mă prinde, ori aia gravă cu, în genunchi, în colțul rușinii, cu mâinile ridicate. Sincer, mă mir că n-a venit niciodată cu coș de nucă, chiar mă mir. Bă, dar cred că cel mai rău mi-a luat-o în clasa a patra, după o altercație cu buricu. Ce ai, frate, că bătaia aia m-a marcat pe viață, ești de bun. Nu, dar înainte să vă zic cum am luat eu bătaie, trebuie să menționez că povestea de azi este sponsorizată de Surfshark. Pentru cei care nu știu, Surfshark e un VPN, adică o rețea virtuală privată, care îți ascunde identitatea atunci când navighezi pe internet, pentru ca nimeni rău intenționat să nu-ți fure datele personale. Iar Surfshark nu doar că îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare, dar îți permite și accesul la pagini care sunt blocate în România, cum ar fi servicii de streaming sau știri. Ba mai mult, poți vedea toate filmele și serialele de pe Netflix, chiar și alea care nu sunt disponibile în România. Sau poți găsi prețuri mai mici la bilete de avion sau cazări, ăștia având, de obicei, prețuri diferite în funcție de țara de unde cumperi. În plus, dacă vrei să fii sigur că datele tale rămân ale tale, poți alege Surfshark One, care pe lângă VPN vine și cu antivirus și alerte în timp real în cazul în care datele tale au fost compromise de anumite site-uri. Nu, dar acum, cât costă toată nebunia asta, că imaginez că nu vrei să spargi o avere pe un VPN? Ei bine, dacă intri pe linkul din descriere și folosești codul JIMMYHEX, vei primi o ofertă exclusivă plus 3 luni Mocha. Iar dacă nu ești mulțumit, poți să ceri banii înapoi, că ai 30 de zile în care poți să anulezi și primești toți banii înapoi. Așa că intri acum pe linkul din descriere pentru a beneficia de ofertă. Nu, și astea fiind spuse, hai să ne întoarcem la povestea noastră. Ei bine, după cum vă spuneam acum câțiva ani în primele mele povești de la școală, eu am făcut clasele primare, adică 1-4, la școala din satul meu. Atât se făcea acolo. După care, pentru clasele 5-8, trebuia să te duci fie la o școală din Pitești, fie la școala din comună. Acum, învățătoarea pe care am avut-o eu în clasele 1-4, doamna Ciocan, avea pe vremea aia vreo 50 și ceva de ani și făcea parte din vechiul sistem comunist, unde școala se făcea cu nuiaua într-o mână și catalogul în cealaltă. Adică, dacă nu știai tabla mulțirii, spre exemplu, mai întâi te ardea cu nuiaua și abia apoi te ardea în catalog. Știu, da, după standardele de acum, ar fi zburat imediat din învățământ. Mare știre la TV, nenorocit, acum își permitea să bată copiii. Însă cu 20 de ani, când eram eu elev în clasa 1, bătaia la școală era văzută ca ceva normal. Așa se face carte, domne. Ba mai mult, nici n-aveai la cine să te plângi. Părinții noștri fusese reeducați cu aceeași monedă, ba chiar mai rău. Spre exemplu, bunicul din partea lui taică-miu, mi-e zos să-l ierte că nu l-am apucat, fusese învățător acolo în sat. Ce ai, frate, căci că rupea ăsta la ei ceva de speriat. Aveam fiecare zi câte 4-5 păcoși de nucă ești de ebor. Și cu toate astea, când pauzeam pe cineva vorbit de bunică-miu, oameni care-i fusese reelevi, nu-l condamna unul. Bă, unul, toți erau... Da, era sever, dar făceai carte, nu ca în ziua de azi. Așa că plânge-te dacă ai la cine. Mă duceam eu să mă plâng la taică-miu că primisem un arătător peste degete când el la vremea lui fusese bătut cu parul pe spinare. Nu mă duceam, evident, strângeam din dinți și mergeam mai departe. Așa se face carte, domne. Acum, spre deosebire de ceilalți colegi ai mei care nu intrau bine pe băncile școlii și deja simțeau cât de tare ustură un arătător, în clasa 1, eu am scăpat cumva de bătaie, asta pentru că, fiind cel mai mic din clasă și având deja un bagaj de cunoștințe furat de la pălărie, adică știam deja să scriu și să citesc, învățătoarea mă dădea mereu exemplu la colegi. Proștilor, ia uite, ăsta mai mic decât voi și știe deja să scrie!
Mă bucuram că nu iau bătaie, îți dai seama, și asta poate că mă motiva puțin să învăț, deși nu m-a ținut decât până în clasa a doua, când mi-a luat primul arătător peste degete că n-am învățat o poezie. Însă, faptul că în clasa întâi învățătoarea mă dădea mereu exemplu, i-a făcut pe mulți din clasă să mă urască. Iar dușmanii mei cei mai mari erau tocmai ăia care luau bătaie cel mai rău. Și aici îl avem pe Buricu, dușmanul meu numărul 1 și persoana cu care m-am bătut cel puțin o dată pe lună până în clasa 8-a, și Gruia, dușmanul numărul 2, de care am scăpat în clasa 5-a când a dat o mașină peste el. Acum, dacă în cazul lui Buricu nu-mi făceam probleme, că îl dovedeam de fiecare dată, Gruia era o adevărată bombă atomică. În clasa 4-a arăta deja ca un elev de clasa 8-a. Era cu un cap și ceva mai înalt decât mine și mare așa masiv de Taimatahala. Până și Gixi a avut probleme cu el când au dat-o parte în parte, dar asta e altă poveste. Ideea e că nu mă puteam lupta singur cu el, dar faptul că îi aveam pe Gixi și pălărie în aceeași școală ca mine, îl mai potolea o leacă. În clasa 4-a însă, Gixi și pălărie, care erau acum în clasa 5-a, s-au mutat la școala din comună. Iar eu am rămas singur să dau parte în parte cu Gruia și Buricu, care, în mod ciudat, erau acum cei mai buni prieteni. Bă, și într-o zi, la o oră de matematică, cum stăteam eu liniștit în bancă încercând să par interesat de ecuația de gradul 1 sau ce rahat se face la matematică în clasa 4-a, dintr-o dată, zbang, mă trezesc cu o bilă de hârtie pe ceafă. Mă întorc și văd pe Gruia și pe Buricu, care își făcuseră goarne de alea din pix și se hlizeau acolo în ultima bancă. Am încercat să ignor, însă după câteva secunde, zbang, altă bilă, și apoi zbang, altă bilă. Ce ai, frate, că m-au ciuruit, ești nebun? Cum se întorcea profa la tablă, cum zbang, zbang, simțeam cum mi se lipesc bilele pe ceafă. Așa că la un moment dat, cum ăștia păreau că n-au de gând să se potulească, n-am mai rezistat, m-a ridicat în picioare și am zis: doamna învățătoare, Gruia și Buricu trag cu hârtie în mine. Ce fac? Cu hârtie, doamna, fac bile din hârtie și le trag cu pixul. Gruia din ultima bancă: nu e, doamna, că minte, noi n-am tras cu nimica. Gruia, te rog frumos, te ridici în picioare când vorbești cu mine. Ce hârtii? Cu hârtii, doamna, uitați, mi-au tras cu ele în ceafă până acum. Nu e, doamna, că noi n-am tras cu nicio hârtie. Auzi, nu știu ce hârtie, dar dacă nu vă potoliți în momentul ăsta, zburați toți trei afară. E drăcia dracului. Interesantă abordare, ce să zic, ca și cum te duci la poliție că te-au bătut doi indivizi pe stradă și poliția vă bagă pe toți trei în aceeași celulă. Evident că asta nu i-a potolit, așa că imediat cum profa s-a întors la ecuația ei, zbang, direct bila pe ceafă. Apoi firia, drac. Am rupt o foaie din caiet, am făcut-o mototol, aveam o sticlă de apă lângă mine, am îmbibat-o bine cu apă și dintr-o dată, zbang, direct lui Buricu la ochian. A, doamna, mi-a dat cu piatra în ochi! Dau să zic că nu era piatră, dar ce să mai zic, că doamna Ciocan era deja lângă mine. Jap direct arătător peste degete. O, doamna, dar de ce că ei au început? Ce au început? E, drăcia, dracul, la colț! Bă, și dintr-o dată o văd cum se înfige la ureche. Doamna, doamna, dar de ce? Ce ai, frate, că m-a tras din bancă ca pe câine direct în colțul rușinii. Au, doamna, dar... În genunchi! Jap arătător peste degete. O, doamna, dar de ce că n-am dat? Ce n-ai, mă? În genunchi, în genunchi cu mâinile ridicate. E, drăcia, dracului. Gruia și Buricu, crezând probabil că o să stau singur acolo la colț, se hlizeau în ultima bancă. Dar nu s-au hlizit prea mult, că după ce a terminat cu mine, doamna Ciocan jap direct săgeată la ei, mi-i prinde pe amândoi de ureche. Și voi, că v-am zis să vă potoliți, e drăcia dracului. Doamna, 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 ce-ai făcut, doamna? Ce-ai făcut? Lasă că știi tu ce-ai făcut, în genunchi. Jap arătător peste degete. Oh, mâinile ridicate, e drăcia dracului. Ce ai, frate, că direct lângă mine la colțul rușinii. Stăteam toți trei în genunchi cu mâinile ridicate, de parcă era Ramadanul și ne pregăteam de rugăciune, ești nebun la cap. Gruia era: ești mâncat, ești mâncat, stai să vină pauza, ești mâncat, firia, al drag. Dar las că vorbesc eu cu Gixi, vezi tu, las că vezi tu. Liniște acolo, n-auzi, e drăcia dracului. Acum nu mai era chiar așa mult din oră, dar vreo 20 de minute să tot fi stat acolo în genunchi. Timp în care m-am tot gândit la ce opțiune aveam. Știam că ăștia vor să sară la bătaie, așa că variantele erau: mă spar direct, du-te, dică direct acasă, mă întorc mâine cu Gixi, dau și fug, zbang mare bucate la ochian, apoi du-te, dică fuștată, o dau parte în parte cu amândoi, n-am prea multe șanse, dar măcar am fost bărbat, sau ultima variantă, nu fac nimic, stau și o încasez. Vorba aia, cât de rău poate să mă bată. Bă, și vine pauză. Ce vorbești, frate, că direct varianta A, du-te, dic, am ieșit după profă, direct a gheu m-am dus.
Acum eu mă bazam pe Gixi și pălărie, am zis. Trața, ai dracu, las că vedeți voi mâine dimineață. Faceți voi cunoștință cu pumnul lui Gixi, tu vă în gură. Da, m-am bazat degeaba, că Gixi și pălărie mi-au tras apă. Aveau nu știu ce lucrare la prima oră, așa că n-au putut să vină cu mine, zic, tai să-mi bag, să vezi bătaia, dracu, ce iau acum. A doua zi mă duceam la școală camielul la tăiere, mai că nu venea să mă duc. Bă, dar în timp ce mergeam eu agale spre școală, gândindu-mă dacă nu mai bine o tai pe vale, la un moment dat văd doi câini pe drum. Și acum, eu când vedeam un câine pe drum, aveam o tactică. Bă, am buzunarul plin de pietre, dacă sare la mine, dau cu piatra. În cazul de față, câinii n-au sărit, dar eu am rămas cu buzunarul plin de pietre. Iar asta mi-a dat o idee la problema mea cu gruia și buricul, am zis. Să sară, să sară tu în gură, că de nu le dau eu cu piatra în cap, uite-te cu aleașa la mine. În fine, ajung la școală, mă uit stânga-dreapta, bă, dar nici urmă de gruia sau buricu. Așa că mă duc undeva în spatele școlii, zic, bă, mai stau o leacă acelea să se facă 8, că vorba aia, dacă intru în clasă odată cu profa, n-au ce să mai facă. În fine, se face 8, aproximativ, nu știu, că n-aveam ceas, așa că mă gândesc că parcă am fi timpul să intru. Bă, dar nu ies bine din spatele școlii, că imediat după colț, jap, dau nas în nas cu gruia și buricu. Aparent dracii știau că trebuie să vin și mă așteptau acolo, zic, hai să mă... Mi-am dat seama că planul meu a fost cel mai prost plan posibil. Acum, în afară de mine, gruia și buricu, nu mai era nimeni în curtea școlii. Nici un elev, nici un profesor, eram singur, fără martori și trebuia să o dau parte în parte cu ăștia doi, zic, hai să mă... Prima mea reacție, la fel ca în cazul câinilor, a fost să fac un pas înapoi. Bă, dar n-apuc să-l fac pe al doilea, că gruia, săgeată, să-mi fige cutul pe un gâtul meu. Ia zi, mă, ești mecher, ne mai dai în gât la profă. Zic, gruia, ia mâna de pe mine. Avem deja mâna pe buzunar, mă gândeam să dea. Să dea, că de nu-i sparg eu capul, uite-te cu alea așa la mine. Mă zmucesc să scap de mâna lui gruia, dau să trec pe lângă el, dar gruia... Unde pleci, bă, unde pleci acum, nu mai ești mecher? Și zban cu toată forța lui de matahală, pândă brânci de mă de grămadă pe spate, zic, hai, gruio, termin atâta, zic. Încă nu voiam să dau cu piatra, dar mai că eram deja cu mâna pe ea. Dau să mă ridic, bă, dar în momentul ăla îl văd pe buricu cu un sare din spatele lui gruia, gata să-mi dea perversa la ureche. Acum, nu știu dacă din reflex, nu știu dacă am gândit-o, dar cum mă ridicam eu acolo de jos, trecioriu, zbang, mare bucată în barbă ce am dat de mai canschi a sărit, dar tu l-am aruncat ca Mortal Kombat, ești de bun la cap. Numai că în secunda următoare, bang, mare lopată la ochean ce mi-a... Nu știu de unde a venit, dar știu că a dispărut lumina, zic... Păi, firial, dret! N-am mai gândit, n-am mai nimic, am pus mâna pe piatră și cu toată forța mea de copil de 10 ani, japa am țintit către capul lui gruia. Doar că ăsta se ferește, piatra locolește și tot ce am auzit a fost... Bă, ce mama? Bang, direct pe frunte! Era doamna Ciocan, tocmai ieșea pe ușă. Inițial, nu eram sigur dacă am lovit-o sau nu, dar imediat văd dâra de sânge cum o ia pe frunte în jos, zic, hai să... Ce vorbești, mâncața-și gurata, cam înlemnit ești de mult, direct stană de piatră, pot să jur că 7 secunde a stat timpul în loc. La după aia, a început furtuna. Apoi firar, mama voastră, a drecu, zbang, buricu era primul. Dă puși la malele, drecu, zbang, gruia al doilea. Sincer, voiam să fug, frate, voiam să fug, dar nu voiau să mă asculte picioarele, mișcă frial dracu de picior. Dar ce să mai miște, frate, că doamna Ciocan era deja lângă mine, zbang! Cine te-a învățat, mă, să dai cu pietre, a? Zbang, zbang, ce ai, frate, că dădea cu arătătorul ăla cum dădeam eu cu nuiaua în vacă, ești de bun. Acum, nu știu dacă a vrut, presupun că nu, dar cum încercam eu să mă feresc acolo, zbang, mă trezesc cu dita arătătorul pe frunte, dar mi-a deschis arcada, ești de bun, am semn și acum. Mă rog, când am simțit lovitura, eram... Au, ochiul! Mi-a scos ochiul! În momentul ăla s-a oprit, dar nu m-a întrebat dacă sunt bine, dacă mai am ochiul întreg sau ceva. Tot ce am auzit a fost... Termin odată cu văicăreala, hai, în clasă imediat! E, drăcia dracului! Intrăm în școală, gruia șchiopăta de un picior, buricul avea 2 dinți în palmă, eu toată fața plină de sânge. Bă, frate, jumadă șervețel să vizi, n-am, mă, prostule, șterge toleacă, nimic, ca frate, treci în clasă! Noroc cu educatoarea de la grădiniță care s-a nimerit acolo pe hol și când m-a văzut cu ochiul plin de sânge era... Aolo, ce s-a întâmplat? Eu eram preocupat cu plânsul ca să răspund, așa că doamna Ciocan face... Ce să, s-au bătut ca chiorii afară, zici că să-l batești dracului. În fine, m-a luat asta, m-a spălat o leacă pe față, mi-a pus un plasture acolo la arcadă, doamna Ciocan, după noi.
Probabil se gândea ca nu cumva să-i spun eu ceva la educatoare, că nu prea se înțelegeau ele foarte bine. Nu i-am spus, evident, n-am spus la nimeni de altfel. Mă rog, ce-i drept, nu cred că a vrut să-mi dea la față. Cum nici eu, n-am vrut să dau cu piatra în cap. Dar asta nu o scuză că a dat în mine ca pălărie în vacă. Dar na, așa se făcea cartea cu 20 de ani. Cu toate astea, trebuia să dau vina pe cineva, așa că, la fel ca pentru ochiul vânăt unde chiar era vina lui, pentru arcada spartă, vina a picat-o pe gruia. S-a ocupat Gixi de el, dar asta e altă poveste. Nu, și cam asta e tot pentru azi. Apropo, nu uita să intri pe linkul din descriere și să profiți de o ofertă exclusivă din partea celor de la Surfshark plus 3 luni Mocha. Mai vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulți ani fain, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. A, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și anoraci cu tengură Vijay, așa că nu da banii pe prostii, ia-ți tricoul cu Jimmy, intre pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, atunci când vine vorba de bătaie, cea mai bună lovitură e întotdeauna fuga. Dar dacă n-ai încotro și trebuie să te aperi, ai grijă în cine dai cu piatra. Cheers!